Thank you.
ceva. Domnule viceprimar, domnule city manager, dragi colegi, dragi organizatori din Elveția, dragi copii, este un moment deosebit pentru școala noastră. Faptul că după o muncă de un an și jumătate am reușit să finalizăm construcția la laboratorul mecanic în asociație cu viitorul Elveția, cu primăria municipiului Caransebeș și cu sprijinul colegilor de la grupul școlar forestier Caransebeș. Vreau să aduc o mulțumire tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. În primul rând, elvețienilor care ne-au acordat suportul financiar cel mai important, apoi primăriei municipiului Caransebeș, domnului primar, domnului viceprimar, domnului city manager care în permanență a fost alături de noi și care ne-au acordat atât sprijin financiar cât și moral. De asemenea, mulțumesc și inspectoratului școlar care ne-a ajutat ori de câte ori a fost nevoie. Chiar vorbeam de dimineață cu domnul inspector general adjunct, domnul Iorga, și a spus că dorea și dânsul să vină, dar problemele cu organizarea bacalaureatului l-au prins atât pe el cât și pe domnul general și nu au putut să ajungă. Dar sunt cu sufletul alături de noi. Vreau să vă mulțumesc și vouă, colegilor mei care v-ați implicat în acest proiect, adică maestri, instructori, profesori, toți cei care ați venit cu un sprijin la realizarea atelierului, pentru că acest atelier reprezintă, în primul rând, o mare realizare pentru școală, dar și o realizare, și cea mai importantă realizare este pentru copii, pentru elevii care sunt școlarizați la noi în liceu. Iată că pe lângă acest atelier de reparații tractoare auto, în momentul de față avem și acest laborator care constituie practic finalizarea întregii baze materiale a mecanicilor agricoli de la noi din școală. Ce să mai spun, sunt copleșit de emoții și aș dori și autorităților locale, domnul city manager, dacă poate să ne spună câteva cuvinte. Da. Domnul viceprimar și cu mine, s-ar fi bucurat și domnul primar să participe la această inaugurare a atelierului mecanic, dar din motive obiective nu poate să fie alături de noi. Deci vă salutăm și vă îmbrățișăm cu toată căldura. Deopotrivă! Din Elveția, președintele Asociației de Ajutor Comunitar Viitor cu România. Și de cuvânt. Dass man mit Landwirtschaft Geld verdienen kann. Es ist heute und hat auf diesem Grund zwei Bauernhöfe, zwei Bauernhöfe mit Maschinen ausgerüstet. Ja, Gina, dort leider von der Zeit nicht mehr ausgerüstet. Der Beweis dieser Dinge. Da er tödlich verunglückt ist.
Also auf Initiative des Herrn Professor Wolters. Bei Initiative von Professor Wolters. Damals Schulinspektor. Die agroökonomische Klasse an dieser Schule eröffnet. So, das ist Klasse an der Agro-Mechanik. Dazu musste ich mich noch 2 Kosten und 3 Stunden.